doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la prognoza meteo. Vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Îndeoseb la începutul și la sfârșitul intervalului, izolat vor cădea precipitații predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla de la slab la moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 4 grade, iar cele minime între minus 3 și minus 1 grad. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat azi o zi înnorată, unde maxima a ajuns în jurul valorii de 3 grade, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de minus 3 grade. Mâine, meteorologi anunță vreme cu temperaturi ceva mai scăzute în toate cele 4 orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 2 grade în miezul zilei, iar noaptea minimă va scădea la minus 3 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 2 grade în miezul zilei, iar minima va coborî la minus 3 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 2 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la minus 3 grade. În zilele care urmează, vremea se va răci. Temperaturile minime vor coborî pe timpul nopții până la minus 7 grade Celsius. Astfel, vineri vom avea parte de o zi cu ploaie și zăpadă, când temperatura maximă va atinge 2 grade în timpul zilei, iar noaptea minimă va scădea la minus 3 grade. În cursul zilei de sâmbătă, vremea se menține pe aceeași linie. Maxima va ajunge la 0 grade în miezul zilei, iar noaptea minimă se va opri la minus 7 grade. Duminică, temperaturile vor scădea ușor, astfel că maxima se va situa în jurul valorii de minus 2 grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la minus 7 grade. Sunt Anca Olăhuț și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi însă și pe site-ul nostru www.sarajanul.ro. La revedere!